Cum una Urechești, așezată pe totuși inferior, mai precis la 8 km de Adjud, având o atestare documentară de peste 500 de ani, mai precis la 1472 pe data de 2 martie, pe timpul marelui domnitor Ștefan cel Mare, are privilegiu, să spunem, prin așezarea geografică, dar și prin populație, ca și omogenitate, ca și spirit gospodăresc, are șansa de dezvoltare, de creștere în performanțe și cred eu că dacă se va continua în liniile actuale, cel puțin, în viitor va putea să se manifeste și să se ridice la un nivel care chiar poate să devină invidioși alții pe noi. Din punct de vedere al realizărilor edilitare, anul 2015 a fost un an, zic eu, bun. Bun pentru că am reușit să continuăm o serie de proiecte pe care le depusesem la finanțări în perioada trecută, în anii 2012, 2013, 2014. Proiecte care au fost și implementate. Au fost și o serie de proiecte pe care acum suntem în implementare, cum e cazul, să spunem, proiectele de drumuri. Dar, în linii generale, pot spune că Urecheștiul a crescut și că sigur, și în anul 2016, chiar dacă este un an electoral, va avea perspectiva dezvoltării. La componenta sport, aici trebuie spus ceva, anume faptul că populația școlară față de alte localități este într-o ușoară scădere. O ușoară scădere față de anul 2014, dar o dramatică scădere față de anul 2000. Și aici cred că administrația locală, cu siguranță, vă spun, începând cu 2016, voi veni cu un pachet de măsuri în întâmpinarea tinerilor în special, în așa fel încât ei să poată și să dorească să se căsătorească, să aibă copii și copii, când spun copii, cel puțin 2, 3, 4, chiar și mai mulți. Astfel încât, în perspectiva, să spunem, de 10-15 ani, numărul populației din comună să aibă chiar și un trend crescător, dar cel puțin să nu se mai reducă. La capitolul tineri, cum spuneam, țin foarte mult la ei și doresc să se manifeste cât se poate de inteligent, deschis, să gândească economic lucrurile, să gândească economic viața în general, să aibă inițiative private, pentru că întotdeauna am fost deschis pentru ei. Și îi rog să vină în etapa următoare, pentru 2016, când vor începe iarăși programele de finanțări și toți cei care au o idee și vor să o pună și în operă, să încerce să o facă, pentru că disponibilitatea este totală. Capitolul sport, tot adresat tinerilor. Sportul este sănătate. Am încercat să-i susținem chiar și prin echipa de fotbal pe care primăria încearcă să o susțină financiar viitorul Urechești, dar nu numai. E adevărat, la capitolul sport sunt puțini bani, dar încercăm cu resursele disponibile să găsim și alte forme de sprijin, așa încât în etapa următoare ei să beneficieze pe mai departe și de alte investiții chiar. Și mă gândesc aici la crearea unei baze sportive noi în satul Urechești, cu care sau prin care tinere să poată să manifeste. Din punct de vedere al viitorului, 2016, cu siguranță că va avea perspective frumoase. Și aici spun că vor fi în continuare proiecte care se vor finanța și mă refer la proiectul de drumuri. Mă refer aici la perspectiva pe care o vom avea cu proiect de canalizare. Mă refer aici și la finalizarea altor obiective care sunt deja în lucru. Deci, din punct de vedere evolutiv, economic și administrativ, vom avea o șansă frumoasă. Ce doresc Comunei Urechești pentru 2016? În primul rând să fie toată lumea sănătoasă. Sănătatea este primordială. Să fie toată lumea dornică să se implice social și în comunitate. Să fie toată lumea dornică să vrea să facă cât mai mult, pentru că fac atât pentru ei, dar și pentru noi toți.
le doresc să fie disponibil la nou. Le doresc să aibă viziuni și vederi largi, dar le mai spun ceva. Toate astea trebuie mulate pe elemente naționale, pe elemente specific nouă românilor, pe elemente care să ne conducă și la păstrarea entității noastre naționale. Deci, le doresc tot la mulți ani, fericire și tot ceea ce își doresc și ei.